Concursul se va susține la Colegiul Național Carol I din Craiova și are drept scop promovarea excelenței în matematică și stimularea interesului pentru această disciplină. Participarea la concurs se realizează pe bază de invitație a elevilor calificați la faza națională a Olimpiadei de Matematică. Concursul se adresează elevilor calificați la Olimpiada Națională de Matematică. Este poziționat între cele două competiții, fază județeană, fază națională, și se vrea a fi un antrenament, o repetiție, o evaluare a capacităților sau a nivelului de pregătire pe care l-au elevii la acel moment. Concurenții vor avea de rezolvat o probă formată din 4 probleme, într-un interval de timp de 4 ore. Corectarea lucrărilor se va realiza online. Un concurs de matematică, un concurs elitist, îi spunem noi, numit concursul de matematică Gheorghe Țițeica, un concurs ce se va adresa elevilor de clasele 7-12. El va fi poziționat în calendarul concursurilor și olimpiadelor între Olimpiada Județeană, între faza județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică și faza națională. Concursul de matematică Gheorghe Țițeica se va desfășura pe data de 23 martie, iar rezultatele vor fi anunțate 4 zile mai târziu. Premierea câștigătorilor va avea loc în luna mai, cu ocazia zilelor Colegiului Național Carol I din Craiova.